emoții pentru aproximativ 100 de călători aflați într-un tren Regio care circula în această dimineață pe ruta Buzău-București-Nord. Un incendiu a izbucnit la locomotivă într-o haltă din județul Prahova. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă din cauza acestui incident, circulația altor 5 trenuri a fost afectată. Colegul meu, Adrian Jetăreanu, vine cu detalii. Adi, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Cristina, bun găsit tuturor. A fost haos în această dimineață pe calea ferată în județul Prahova. Așa cum spuneai și tu, un incendiu a izbucnit la locomotiva unui tren care circula între Buzău și București Nord. Pompierii spun că din cauza unei defecțiuni la motorul electric, mai multe cabluri s-au aprins, iar toată locomotiva a fost cuprinsă de fum. Trenul a oprit în halta Tomești din județul Prahova, iar cei aproximativ 100 de călători care se aflau în vagoane s-au autoevacuat, au mers în gară ca să păstreze distanța de locomotivă, iar în scurt timp la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri care au reușit să stingă rapid incendiul. Însă traficul feroviar a fost dat peste cap, alte 5 trenuri au fost afectate de acest incendiu pentru că circulația în zonă a fost întreruptă. Abia în jurul orei 10 CFR Călători a anunțat că a fost reluată circulația feroviară, însă cu mari întârzieri. De departe, cele mai mari întârzieri au fost la acest tren care a fost afectat de incendiu și anume aproximativ 3 ore. Atât despre acest subiect, Cristina, înapoi la tine. Mulțumim, Adi. Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alfred Bulai. Fostul profesor de la SNSPA a fost reținut ieri în dosarul privind folosirea abuzivă a funcției în scop sexual și agresiune sexuală. Iar în această dimineață, sociologul a fost dus din nou la audieri. Colega mea, Alexandra Cosman, vine cu detalii. Alexandra, bun găsit! Bun găsit, într-adevăr, profesorul Alfred Bulai a plecat de aici cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar procurorii au transmis că orice formă de abuz sexual este inacceptabilă. Acesta a ajuns în cursul dimineții la un nou rând de audieri, însă și de această dată a refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor. Profesorul este urmărit penal pentru 2 fapte de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual de 2 ori. Vorbim aici despre fapte petrecute asupra aceleiași victime. În acest caz continuă, pentru că ieri au fost ridicate mai multe probe din casa profesorului, dar și din mașina acestuia. Însă important de menționat este și faptul că profesorul Alfred Bulai a dat în judecată SNSPA pentru că i-au desfăcut contractul de muncă la începutul lunii august. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Statul face amnistie cu datornicii în speranța că va recupera astfel o parte din taxele și impozitele neplătite cu anii și care au făcut o gaură de miliarde în buget. Astfel, cei care plătesc până pe 25 noiembrie vor scăpa de penalități, dar și de o parte din datorie. Asta e revoltă pe românii de bună credință care negreșit plătesc dările. Și economiștii spun că măsura guvernului ar fi o palmă dată celor cinstiți, chiar în prag electoral. Un bucureștean a fost identificat de ANAF că nu și-a plătit impozitele și contribuțiile pentru o sumă de 20,9 milioane de lei, astfel că fiscul a aplicat dobânzi și penalități în valoare de 3,35 de milioane de lei. Dacă acesta plătește până pe 25 noiembrie, atunci un sfert din sumă se anulează. Următorul pe lista marilor datornici e un clujean care n-a plătit impozit pentru suma de 20,5 milioane de lei. Iar un timișoran completează podiumul rușinii cu impozit neplătit pentru venituri de 13,2 milioane de lei. Sunt în total 478 de persoane fizice pe lista neagră, de la care statul încearcă să recupereze peste 100 de milioane de lei. Printre ei, mulți vloggeri și influenceri. Toți ar putea scăpa mai ieftin odată cu adoptarea amnistiei fiscale, adică să plătească jumătate sau un sfert din datorie și 0 lei penalități. Nu mi se pare corect. Vor creează un precedent și în continuare oamenii vor avea impresia că nu plătim, că va fi greu pentru ceilalți. Și neplăcut și frustrant pentru cei care suntem corecți și plătim la zi taxele. Amnistia fiscală stabilește ca persoanele fizice și juridice cu datorii la stat să scape în totalitate de plata dobânzilor și penalităților, indiferent de valoare. Mai mult, dacă datoria efectivă e sub valoarea de 5.000 de lei, se reduce la jumătate, iar dacă e peste 5.000 de lei, se reduce cu 25%. Proiectul prevede și acordarea unei bonificații pentru persoanele juridice care au plătit datoriile la zi, dar doar de 3% din impozit. Nu plătește 5 ani și bine, guvernul și le anulez. Pomană electoral. Aș dori să spun foarte clar,
nu este o ordonanță austerității. Măsura urmărește, de fapt, creșterea veniturilor la buget, spun specialiștii. Toate acestea în contextul în care guvernul are un deficit bugetar de peste 70 de miliarde de lei, iar cheltuielile continuă să crească. Da, e nevoie mare, mare de bani la bugetul de stat. Probabil vom merge cu deficitul către 8% în acest an. Mesajul dat e că sunt favorizați răi platnici. Adică nici cei buni platnici nu vor mai plăti și vor aștepta o nouă amnistie când li se reduce datoria. Înțeleg că este nevoie de bani la buget. Cât de etică este o asemenea măsură, e mai greu de spus. De precizat e faptul că cei de la care guvernul încearcă să recupereze banii prin amnistie fiscală sunt persoane care nu pot fi executate silit de fisc, adică nu sunt angajați cu carte de muncă și nu au nimic trecut pe numele lor. Începutul noului an școlar înseamnă muncă multă, dar și încasări mai mari pentru floriști. Părinții caută să cumpere buchete cât mai spectaculoase, pe care cei mici să le ofere dascălilor în prima zi de școală. Anul acesta, la mare căutare, sunt aranjamentele în nuanțe pastelate sau florile în ghiveci. În această florărie din Cluj-Napoca, floriștii se pregătesc intens pentru prima zi din noul an școlar, când vor avea o mulțime de clienți. Deja au comandat mai multe flori și accesorii pentru a realiza cele mai frumoase aranjamente. Aici pregătim un buchet în nuanțe pastelate. Clientul își dorește să fie un buchet mai special, cu tehnica nouă petalată. Am folosit eucalipt, care este o vedeață mai specială. Trandafiri petalați, hortensii, lisianthus și miniroze. Părinții care au vrut să se asigure că vor găsi buchetul dorit au făcut deja comenzi pe care le vor ridica înainte să-i ducă pe cei mici la școală. Avem și precomenzi bine deja gata stabilite, însă pregătim foarte multe buchete pentru ziua de luni, încât să poată să plece părinții chiar de aici, de la florărie, spre școală. Andra este una dintre mămicile care s-au organizat din timp pentru începutul noului an școlar. Ea își va duce copiii la școală și grădiniță cu buchetele de flori pe care le-a comandat de la florărie. Vom duce flori, avem deja alese buchetele și am dat deja comandă pentru ele, pentru a fi sigur că vom primi buchetele cele, vom dărui buchetele cele mai potrivite și speciale de la această florărie superbă. Anul acesta, buchetele clasice, în formă perfect rotundă, sunt la mare căutare. Acestea costă între 150 și 300 de lei, în funcție de florile alese. Există însă și variante mai ieftine, dar de efect. Aici am pregătit un buchet din floarea soarelui, fiindcă această floare simbolizează bucuria și optimismul. Se zice că floarea soarelui se învârte spre lumină și din cauza aceasta are acest simbol special. Este un buchet mai mic pentru cei care vor să ofere un buchet simbolic, un cadou simbolic pentru începerea anului școlar. Așa arată. Și este la 70 de lei. Cei care vor să cumpere plante mult mai rezistente în timp pot opta pentru astfel de aranjamente. Avem și variante mai durabile, care se păstrează mai mult, de exemplu această floare în ghiveci, sau se poate opta și pentru un aranjament criogenat, care se păstrează de la un an până la 5 ani în aceeași stare. Floriștii vor avea un program prelungit de muncă în acest weekend, iar luni vor deschide la primele ore ale dimineții pentru a-i putea servi pe toți cei care doresc să ofere buchete speciale în prima zi de școală. Ora cu și pentru animale, aceasta este noua disciplină care va fi studiată de elevii școlilor din județul Ilfov. Vor învăța chiar din această toamnă cum să ocrotească necuvântătoarele, dar și cum să le iubească. Bineînțeles, cursul va fi și practic. Multe animale de la adăpost vor fi aduse la clasă. Aici avem o țestoasă bănățeană. Este unul din animalele care ar putea fi dus pentru copii, pentru a putea fi văzut, fiindcă e o specie un pic mai puțin stresată decât altele. În acest adăpost ajung o mulțime de animale sălbatice care dau târcu ale orașului. Multe dintre ele, cele inofensive, vor ajunge și pe băncile școlilor. Elevii vor studia din acest an cum să se comporte cu necuvântătoarele. E foarte important să știe să se comporte, fiindcă majoritatea situațiilor negative de care auzim în media, de exemplu, pot fi evitate atâta timp cât știm cum să acționăm. Dacă avem educație în felul ăsta, vom ști să nu, nici să nu deranjăm un animal sălbatic, nici să nu-l ajutăm când nu are nevoie. Toată vara s-a lucrat la programa școlară a acestei materii, ora cu și pentru animale, care va fi opțională de la clasa a 5-a și a 6-a. A fost o echipă formată din 3 experți în curriculum, la care s-a adăugat
o serie de specialiști în domeniu. Profesorii au ales cu atenție fiecare capitol din manual. Drepturile și bunăstarea animalelor, un alt capitol, îngrijirea și protecția animalelor. Ne așteptăm ca la finalul acestui an să primim un feedback pozitiv din partea elevilor în mod special, în sensul în care ei își vor dezvolta competențele de interacțiune adecvată cu animalele și vor dezvolta empatia. Este una dintre intențiile noastre aceea de a dezvolta empatia în rândul elevilor, în interacțiunea cu animalele mici, pentru a o transfera ulterior în interacțiunea cu oamenii, cu semenii. Ceea ce face ca această materie să fie atractivă pentru elevi este că majoritatea orelor vor fi practice, iar copiii vor avea ocazia să interacționeze cu necuvântătoarele. El este Aki, un câine de la adăpost care le va preda elevilor materia despre animale. Glumesc, desigur, însă animăluțele vor fi aduse des în sala de clasă la oră pentru ca elevii să învețe și practic cum să interacționeze cu ele, mai exact cum să le iubească și cum să le îngrijească. Această inițiativă a venit din partea Consiliului Județean Ilfov, instituție cunoscută deja pentru dragostea pentru animale. Încă din primăvara aceasta au început să aducă necuvântătoare în școli, iar experimentul a funcționat. Am participat și eu la astfel de la proiectul pilot, am fost în Ciolpani, unde au venit elevi din clasa 5-a și din clasa 6, au fost încântați. În Ciolpani am mers cu 3 căței, unul dintre ei avea 3 picioare. Și am învățat cu toții că trebuie să iubim animale indiferent de cum arată. Peste 80% din copii care interacționează cu animale comunică mai ușor după aceea și cu alți copii, cu alți oameni. Începând cu data de 9 septembrie, materia ora cu și pentru animale va fi predată în toate școlile din Ilfov, iar treptat aceasta ar putea ajunge ca materie în toate unitățile de învățământ din România. Sunt Ziana Buruiană, a intrat în febra pregătirilor pentru prima zi de școală și grădiniță. Cele două fetițe ale sale vor păși emoționate noul an, iar Diva a avut grijă ca micuțele să își aleagă ținutele perfecte. Am fost și noi alături de ele la cumpărături. Dragii mei, noi ne pregătim ținutele de școală și de grădiniță și să știți că nu este deloc ușor când ai două fete așa cu personalitate, e tare greu să-ți alegi ținutele. Sunt Ziana Buruiană, are două fetițe model. Isabela și Antonia se pregătesc de noul an școlar, iar în capul listei de cumpărături se află ținutele pentru prima zi de școală. Sarafane, vai, avem și sarafane, uite ăsta. Ăsta e mai mic, e pentru Antonia. Uite ce fustă frumoasă! Da, și tu, uite, te-ai potrivit cu ea cu fusta asta. Și mie mi-a mai plăcut ceva care sigur îți place și ție. Leopard. Da, leopardul. Asemenea mamei, cele mici sunt pasionate de tot ce ține de modă, de la haine până la pantofi și genți. Să știți că până ieșim din casă, ne ia cam o oră să ne îmbrăcăm, să punem și accesoriile, să ne alegem ținutele. Îmi place mie să fiu o școloriță colorată cu volane și cu șuvițe colorate. La doar 4 ani, Antonia, fiica cea mică a Sânzianei, este foarte atentă la ținutele pe care le poartă. Micuța va începe în această toamnă clasa pregătitoare și știe deja cum vrea să se îmbrace. A crescut și a început și ea să aibă preferințe, dar încă mai stă totuși îmbrăcată în rochile pompoase. Trebuie să-ți placă să stai în volane, să fii tot timpul aranjată, să fii ca o adevărată prințesă. Antonia, ia spune, cum îți alegi tu ținutele? Ce ținute îți plac ție? La grădiniță, acolo când îmi spui tu, dă-mi rochița cu unicor. Dă-mi stici. Rochița cu stici, rochița cu cățeluș. Anul ăsta de ziua ta, cine vrei să fii? Ce prințesă? Elsa. Pentru ca alegerea să fie mai ușoară, fetele au fost sfătuite și de un specialist. Le-am propus o ținută formată din 3 piese. Un hoodie, un hanorac oversize, cu un pantalon cu talie lăsată, lucru care se poartă acum foarte tare, cu accente de animal print și, bineînțeles, am accesorizat și cu o fundiță
fix cum îi place Izei. Urmează să meargă în clasa a doua, am înțeles bine, Iza, nu? Da. În clasa a doua și trebuie să fie specială. Gustul fin se ține cu multă cheltuială, iar pentru ținutele fashion ale fetelor, Sânziana trebuie să scoată din buzunar în jur de 700 de lei. Este frumos, dar este și foarte greu să ții pasul cu moda, mai ales că de fiecare dată trebuie să iei două ținute la fel sau cel puțin asemănătoare. Cu rechizitele am scăpat mai ieftin anul acesta, le-am cumpărate din timp, însă ținutele îmi dau mari bătăi de cap pentru că în fiecare zi trebuie să alegem ceva fashion. După prima zi de școală, Sânziana va începe căutările pentru alte ținute spectaculoase, mai ales că la începutul lunii octombrie va organiza o aniversare de poveste pentru fiica ei cea mică. În Buzău a fost cultivat cu succes un soi de pepene rar care provine din India și are gust de înghețată de vanilie. Fructul este extrem de parfumat, cântărește doar câteva sute de grame și în curând va fi disponibil pe scară largă. Pepenele cu miros și gust de vanilie a fost aclimatizat după ani întregi de studii. Kajari Melon are dimensiunea unui măr mai mare și cântărește doar 300 de grame. Foarte tare, crocant. Acesta este un fruct mic, foarte mic și foarte gustos. Scos de la frigider, pepenele indian poate înlocui oricând înghețata de vanilie. Are un gust de vanilie. Ușor de vanilat, așa. E suav, este ușor vanilat, o aromă specifică. Mult mai plăcut decât pepenele obișnuit. De altfel, în serele băncii de gene din Buzău au fost cultivate în acest an peste 60 de specii de pepeni. Un alt soi inedit este cel cu gust de miere de albine. Cultivat sub denumirea de pepenele banană, fructul are o aromă puternică și gust de miere, fiind foarte dulce. Este un soi distinct, care poate fi cultivat atât în câmp cât și în spații protejate, potențial mare de producție, fructele sunt foarte gustoase și foarte dulci, de aceea pepenele de miere. Cercetătorii buzoieni adună semințele acestor sortimente de pepeni pe care le oferă gratuit pentru încercare tuturor cultivatorilor din România. Deniz Rifai își păstrează reputația de femeie exigentă cu standarde înalte, nu doar în ceea ce privește cariera sa, ci și imaginea publică. Așa că prezentatoarea emisiunii 40 de întrebări de la Canal D a ales să colaboreze cu make-up artistul Mirela Vescan pentru pregătirea promo-ului de emisiune. Imaginea unei vedete este ca o semnătură, iar Deniz Rifai strălucește la fiecare apariție, atât pe micul ecran, în mediul online, cât și la evenimentele publice. Tocmai de aceea, Deniz alege mereu să colaboreze cu specialiști în domeniile lor, iar acest lucru a fost evident și la pregătirile pentru filmarea promo-ului de emisiune 40 de întrebări cu Deniz Rifai. Prezentatoarea Canal D a avut-o alături pe Mirela Vescan, recunoscută pentru expertiza sa vastă și talentul incontestabil în machiaj. De la Mirela am învățat foarte mult. Baza este să avem un ten foarte bine curățat, foarte bine hidratat, pe care să poți construi un machiaj. Deniz este exigentă și mereu sub presiunea timpului, însă Mirela Vescan reușește de fiecare dată să o machieze perfect. E un model foarte bun care știe exact ce vrea. Și dacă are nevoie de un machiaj pentru zona profesională, avem niște linii foarte clare. Iar dacă schimbă registru, este deschisă să primească surprize și orice tipuri de machiaj și mai ales culori, îi plac culorile. La fel ca Deniz, sunt multe femei din România, atente la aspectul lor, la modul în care se îmbracă și la felul în care se machiază. Așa că, nu întâmplător, Mirela Vescan se dedică și educării celor care doresc să învețe arta machiajului. La ultimul concurs de machiaj, noi am luat locurile 1, 2 și 3 cu elevi proaspăți absolvenți. Sunt foarte multe femei care vin la ea și fac cursuri cu ea ca să învețe să se machieze ele și, de fapt, asta e ideea. Deniz Rifai vă așteaptă în fiecare duminică de la ora 23 la Canal D, la emisiunea 40 de întrebări, cu interviuri, dezvăluiri din viața personalităților publice din România, din diverse domenii de activitate. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! We'll be right back.
Bună ziua, dragii mei! Valul de caniculă persistă. În Banat, cea mai mare parte a Crișanei, sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, valorile termice se vor menține deosebit de ridicate pentru această dată. Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade. Iar în județele Galați și Tulcea s-a emis cod galben de ploi. În aceste zone vor fi averse torențiale și se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Astăzi, valorile termice se vor situa peste cele normale pentru această dată în toată țara, dar mai cu seamă în jumătatea de sud-vest a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade, izolat mai scăzute în estul Transilvaniei, pe litoral și în delta. În Moldova, în Dobrogea și în zona Carpaților Orientali vor fi înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi o zi caldă cu atmosferă însorită și se vor înregistra 29 de grade în Târgoviște, 30 de grade în Pitești. În Transilvania cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica 28 de grade în Sibiu, 29 de grade în Târgu Mureș. În Moldova vorbim de vreme caldă pentru început de septembrie, cerul va fi mai mult înorat, însă în special din a doua parte a zilei, când sunt așteptate și ploi. 27 de grade vor fi în Piatra Neamț, 24 de grade în Iași. În vestul țării și astăzi va fi o vreme deosebit de caldă, soarele va străluci și se vor înregistra, iată, 35 de grade în Timișoara, 34 de grade în Arad. În Oltenia, temperaturile vor fi mult peste cele normale pentru această dată, va fi soare și se vor înregistra, iată, 33 de grade în Craiova, 32 de grade în Târgu Jiu. În Dobrogea se anunță vreme foarte caldă, cu atmosferă însorită, iar mercurul din termometre urcă la 28 de grade în Megidia, 25 de grade în Tulcea. În capitală, vremea se menține călduroasă, cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, apoi va avea înorări trecătoare, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 34 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar temperatura minimă coboară la 17 grade. Mâine să știți că vremea se mai răcorește, temperaturile sunt în scădere, cerul va fi variabil și se vor înregistra 29 de grade. La munte, cerul va fi variabil cu unorări temporare și vor fi perioade cu averse, ce vor fi cu caracter torențial, sunt anunțate chiar și descărcări electrice, în special în Carpații Orientali. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot fi de până la 25 de litri pe metru pătrat. În celelalte masive, aversele vor fi mai slabe și doar pe arii restrânse. Vântul va sufla moderat, cu intensificări ușoare, mai ales pe perioada ploilor. Valorile termice ajung la 26 de grade la Stâna de Vale, 23 de grade în Semenic. La mare, vremea va fi destul de plăcută, astăzi și caldă, cerul va fi mai mult senin, cu unorări trecătoare, iar spre seară vântul va avea ușoare intensificări și trecător posibil să și plouă slab. 27 de grade se vor înregistra în Eforie Nord, la fel și în Mamaia. Iar acum prognoza meteo personalizată. Andreea m-a întrebat cum va fi vremea pe 7 septembrie în Pașcani. Maxima ajunge la 29 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme!